Bună ziua! În acest video o să încerc să ofer o mică metodă de termo- și hidroizolație a acoperișilor plate de tip terasă. Din start repet ce am spus și în videoul trecut, eu nu sunt adeptul acestor acoperișe pentru clima noastră. Plus, aduc, eu cred, mai multe dezavantaje și bătăi de cap decât avantaje pentru zona noastră. Undeva acolo, în climele calde, în zonele aride, eu știu, prin SUA, Africa sau chiar și prin Europa, prin Sicilia sau Grecia, este ok. Însă la noi, când iarna temperatura aerului poate ajunge liber și la minus 10, minus 20, iar vara la plus 35, plus 40, pe acoperiș poate și mai mult, rezistența în timp a acestor acoperișe, fără implicații și reparații periodice, este una mai slabă decât în cazul acoperișilor serpante în pancă. Însă, mă rog, oamenii sunt diferiți, gusturile sunt diferite și apar și la noi încet case individuale cu 1, 2, 3 nivele care aleg un acoperiș de tip terasă. Da, pentru blocurile de locuit, unde acolo sunt vânturi mari și sunt alte condiții un pic aproape de nivelul solului, acest tip de acoperiș este unul practic cel mai rezonabil. Însă dacă aveți o casă individuală, de un etaj, două, maxim poate trei, nu știu, treaba dumneavoastră, eu vă sfătuiesc mai bine să vă gândiți de două ori și eu mai mult tind pentru un acoperiș de tip serpantă, în pantă. Însă mă rog, dacă doriți, dumneavoastră puteți folosi sfaturile din acest video, din video trecut și din următoarele pentru a vă termo- și hidroizola acoperișul de tip terasă. Așadar, pentru exemplul meu din acest video, eu am ales un acoperiș care după destinația sa este un acoperiș necirculabil, după varianta aleasă aceasta este una mixtă, fiind un acoperiș ventilat cu deflectoare. Aș dori din start să vă spun că exemple sunt foarte multe. Sunt sute, cred eu. Depinde de fiecare constructor și depinde și de dorința dumneavoastră. Unele materiale pot fi înlocuite cu locul, schimbate, ceva se poate adăuga, ceva se poate elimina. Eu sper că înțelegeți că ce vă voi oferi în continuare este doar un exemplu. Nu este unul perfect și eu personal sunt sigur că sunt și exemple mult mai bune decât acesta. Așadar, sandwich-ul exemplului meu este următorul. Primul rând, placa de beton, peste care se pune amorța cu strat de difuzie și o hidroizolație, apoi bariera contra vaporilor, apoi termoizolație, după aceasta strat de protecție termoizolație din carton craft sau poate carton bituminat, apoi 6 sapă de beton de pantă, 7 amorță, strat de difuzie și 2 hidroizolații și 8 strat final. Acum dați-o să iau fiecare strat pe rând și să vă explic de ce am ales uite așa construcție. Așadar, în primul rând, noi avem o placă de beton armat monolit. Dacă doriți un acoperiș plat de tip terasă, mai că numai decât trebuie ca placa peste ultimul nivel să fie din beton armat. De asemenea, aveți grijă și spuneți proiectantului care calculează structura de rezistență că aveți de gând să aveți un așa fel de acoperiș și aveți de gând să turnați o sapă de ciment de nivel deasupra plăcii de beton monolit. Și ar fi foarte recomandabil dacă încă de la faza de proiectare ați ști exact soluția de hidro- și termoizolație a acoperișului, astfel ca proiectantul să știe din start cu ce forță și greutăți să opereze în calculele sale. Nu glumiți cu structura de rezistență și cu greutățile și forțele care pot fi exercitate asupra unei case. Dumneavoastră doar nu doriți ca peste 20-30 de ani să vă cadă tavanul în cap, nu? Atunci luați în serios orice punct, inclusiv acesta. Peste această placă de beton vine un al doilea strat, care este formată din amorță, strat de difuzie și hidroizolație. Toate acestea merg deseori împreună, așa că eu le-am inclus într-un singur punct. Totuși o să le explic pe rând. Amorsa bituminoasă este o soluție lichidă, neagră, pe bază de bitum și diluată cu solvenți, care se aplică complementar cu alte soluții de hidroizolație, mai ales pe suprafețele exterioare. Funcția sa principală este de a ajuta cât mai bine membrana bituminoasă să se lipească de stratul de suport, în cazul nostru este planșeul de beton armat, ajutând totodată să se închidă porii acestui beton și să înglobeze praful. Peste aceasta avem stratul DDC. Este un strat de difuzie, de compresie și compensare, denumit simplu strat de difuzie, care în cazul nostru va fi aplicată între planșeu și hidroizolație. Noi doar nu dorim să facem condens, nu? Noi doar dorim cumva să prevenim sau cumva să micșorăm șansele ca acestea să apară. Deci trebuie să facem ceva cu vaporii de apă care trec prin planșeu încet, mai ales iarna, și ajung, uite aici, înspre exterior. Dat fiind faptul că aveți un acoperiș de tip terasă, acești vapori întâlnesc o structură închisă, termoizolată și hidroizolată foarte bine și deseori nu prea are pe unde să iasă acești vapori. Însă fizica e fizică și oricum aceștia vor tinde undeva. Și cel mai des, ei fie se duc în termoizolație, fie dacă totul este hidroizolat corect și suficient și mai este folosită și barierea contra vaporilor de apă, aceștia tind să se întoarcă deja înapoi. Adică, cum se întorc? Deja când este prea umizită, să zic așa, placa de beton, deja restul vaporilor care ajung pe tavan, acolo își condensează, formându-se despicători de apă, fiind tavanul astfel umed. Lucru care, iar, am menționat în videoul trecut, nu este departe de mucegași și îngrasie și de diferite neplăceri. Iată de ce, exact după planșeu, aplicăm stratul de difuzie, care are rolul de a permite planșeului să împrăștie vaporii de apă. Aceasta are forma unui carton bituminat perforat, iar difuzia se așează flotant pe suport și se duce până la limitele acoperișului sau parapetului, sau aticului, cum se mai spune în unele surse am văzut, având contact deja cu atmosfera pentru a elibera acei vapori. După aceasta avem un strat de hidroizolație. Peste stratul de difuzie se aplică obligatoriu la cald o membrană hidroizolantă, cum ar fi membrana bituminoasă. Rolul ei cred că este clar, de hidroizolație, fiind primul strat de hidroizolație al acoperișului nostru plat. Sunt apropo acum pe piață și membrane bituminoase care îndeplinesc ambele roluri. Deja e treaba dumneavoastră de care și cum veți folosi. În al treilea rând avem bariera contra vaporilor de apă. Fiți foarte atenți, trebuie anume bariera de vapori, nu folie anticondens. Vedeți, nu vă încurcați. Aceste bariere contra vaporilor pentru acoperișe în principal au grosimi de 2 mm și sunt termoadezive. Poate vă întrebați, dacă tot am hidroizolat și pus stratul și la difuzii de sub, pentru ce mai trebuie și bariera contra vaporilor? Eu vă răspund, din 3 motive. În primul rând, pentru orice eventualitate, dacă uite aici, ajung accidental sau nu vapor de apă, eu nu știu acum, sau peste 10 ani, 20 de ani, aceștia să nu ajungă în termoizolație. 2. Fiind termoadezivă, aceasta are rolul de lipire a polistirenului pe stratul superior. Și 3. Această membrană termoadezivă se spune că a fost concepută pentru protejarea cu hidroizolație a suprafețelor termosensibile, în cazul nostru fiind a polistirenului. În al patrulea rând, urmează un strat de termoizolație. Eu recomand să folosiți polistiren extrudat cu densități mari sau polistiren expandat cu densități foarte mari, de exemplu de minim 150 sau 200. Alții folosesc și spumă de sticlă, cu toate că eu consider că cel mai des folosit, cel mai uzual este polistirenul. Deja care soluție veți alege este treaba dumneavoastră, însă trebuie să știți că ambele soluții de polistiren sunt și bune și nu prea. Ambele merg oarecum la un anumit compromis. Și iată de ce. Polistirenul extrudat, XPS, acesta din start are densitatea și rezistența la compresiune mult mai bună decât polistirenul expandat. Iar cele cu densități și rezistențe mari sunt mai rezistente la compresiune decât expandatul cu rezistențe și densități mari. Deci avantajul explicat simplu este că poate suporta greutăți mai mari decât cel expandat. Totuși, dezavantajul acestuia apare însă oarecum vara, și anume când temperaturile cresc, fie acesta este acoperit doar de hidroizolație și un mix strat de uzură, fie are deasupra și o sapă de beton. Oricum, temperaturile mari vara în anumite zile poate crește atât de mult, încât acesta un pic să fie influențat de aceste temperaturi și să înceapă oarecum să se deformeze puțin. Așa, parcă s-ar muia câțiva milimetri. Acest proces nu este chiar atât de vizibil cu ochiul liber, însă oricum, chiar și câțiva milimetri sunt destui ca să destabilizeze ermeticitatea întregului sandwich, cauzând ulterior mici fisuri, crăpături, pe unde apa va fi oarecum bucuroasă să intre. Ca soluție contra supraîncălzirii se adaugă petriș deasupra pe ultimul strat eu știu, poate ceramice culori deschise sau granule minerale de ardezie, la fel culori deschise, ca să nu înmagazineze radiația solară și cum să o reflecte înapoi. Totuși, din cauza dată, din cauza calității extrudatului, mulți recomandă anume polistiren expandat, EPS. Acesta nu este chiar atât de mult influențat ca și cel extrudat de temperaturile mari, adică cum, el tot este influențat, însă cel extrudat mai repede în cazul temperaturilor mari și schimbă un pic forma, poate volumul, decât cel expandat. Însă deja dezavantajul expandatului este că are o rezistență la compresiune mai slabă decât cel extrudat, dacă am vorbit de exemplu de rezistențe la compresiuni mari. Deja ca soluție select pentru acoperișe doar polistiren expandat de minim 120, dacă de exemplu se aplică doar 10 cm termoizolație. Indiferent de care termoizolație o să alegeți, în cazul acestei teme mai apare o mică problemă, care de unii constructori vă este oarecum ascunsă, sau mai corect spus vă este omisă, oarecum intenționat și bazat pe necunoașterea dumneavoastră a standardelor și necesarelor termice. Chestia este următoarea. Conform de exemplu normativului românesc, rezistența termică a planșeilor peste ultimul nivel, sub terașe sau podul, trebuie să fie de minim 5 m2 Kelvin pe W. O placă de polistiren, dacă de exemplu noi elegem polistiren expandat EPS de 150 de 10 cm, cu conductivitatea termică de 0,03 W/Kelvin, are o rezistență de doar 3,33 m2 pe W. Nouă, conform normativului, ne trebuie minim 5 să avem. Noi însă, dacă folosim doar 10 cm de termoizolație, avem 3,33. Iată de ce, corect, pentru a obține o rezistență termică a ultimului planșeu, dar și o rezistență la compresiune și la diferite forțe de greutate, eu recomand să folosiți una din următoarele două soluții. În primul rând, dacă tot folosim polistirenul expandat, să folosim 15 cm grosime și să fie numai decât EPS 200, nu 150 sau 120 sau mai jos, ci EPS 200, deoarece avem 15 cm de termoizolație peste care va fi o sapă de beton, la fel există o anumită greutate peste aceasta, iar ea trebuie să reziste. În teorie poate să reziste și acea de 120, însă eu recomand mereu anumite marje de eroare și să fim mult mai siguri decât să fim aproape la limită. Și a doua soluție este că fie dacă tot folosiți doar 10 cm de polistiren, puteți deasupra să turnați o sapă termoizolantă armată numai decât de minim 14-15 cm grosime. Adică sape ușoare din beton în care s-au adăugat, de exemplu, bule sau granume de polistiren. Pentru acoperișele plate la exterior, acestor sape numai decât îi se mai adaugă și nisip în compoziția acestora, care un pic va scădea proprietățile termoizolante, însă este necesar. La alegerea grosimii sapei respective se va ține cont și de sortimentul potrivit, iar deasupra sapei respective se va adăuga numai decât un strat de șapă de ciment, deoarece nu se recomandă ca stratul final să fie direct pe sapa termoizolantă. Ce ține de această a doua soluție, totuși am văzut mai multe opinii care spun că dacă se toarnă sapă ușoară termoizolantă peste polistiren, aceasta poate crăpa. În cazul dat, eu cred că deja se face un exces de greutate și totuși cred că soluția un pic mai reușită ar fi prima, folosirea polistirenului, de exemplu, expandat, EPS 200 și 15 cm grosime. Dacă doriți, puteți și mai mult. Așadar, haideți să presupunem că dumneavoastră ați folosit 15 cm de polistiren expandat EPS 200, bine așezat și fixat acolo, rosturile căreia le-ați astupat, apropo, numai decât cu spumă de montaj. După aceasta, al cincilea strat este stratul de protecție a termoizolației din carton craft sau carton bituminat. Este clar că acest strat este unul de protecție a termoizolației, plus că niciodată nu se recomandă ca să turnăm sapa direct peste termoizolație. Eu nu doresc să reinventez roata a doua oară, am văzut așa ceva în mai multe surse, inclusiv manuale de construcție pe tema dată, așa folosesc și eu. În al șaselea strat este sapa de beton de pantă, Dați în primul rând să vorbim despre pantă. Aceasta trebuie să fie de minim 1,35%, maxim 7%. Deja panta respectivă se alege în dependență în principal dacă este vorba de o terasă circulabilă sau nu. În cazul nostru, dacă nu ați uitat, avem 15 cm de termoizolație, așa că eu personal nu aș vrea forțe și greutăți diferite exercitate pe diferite porțiuni de polistiren. Dorința mea este ca acesta să lucreze frumos, egal, pe tot acoperișul. În caz contrar, pot apărea în anumite porțiuni o ușoară, cum se spun mai corect, un fel de lăsare după câțiva ani, compresare. Iar cel mai simplu ca să le descoperim este după ploaie, după câteva ore, ne suim sus în acoperiș și ne uităm unde s-au format mici bălți, mici băltoace, unde apa a staționat și nu s-a drenat. Desigur, aceasta poate fi și din cauza executării lucrărilor necorespunzător, fiind din vina omului, însă oricum, eu aș vrea să exclud cât mai multe situații neplăcute posibile. În cazul nostru, fiind 15 cm de polistiren, deja turnăm o șapă armată. Grosimea la fel se va decide în dependență de la caz la caz, de suprafața acoperișului, de gurile de scurgere, câte vor fi, unde vor fi amplasate. În general, aceasta se decide în dependență de proiectul acoperișului dumneavoastră. Apropo, nu uitați de tencuiala termoizolației, mai ales a parapetului. Aceasta trebuie făcută conform tuturor standardelor, cu plasă, frumos, fixate cu dribluri, pe verticală și așa mai departe. În al șaptelea rând, al șaptelea pas ține de folosirea amorsei, stratului de difuzie și a două hidroizolații. Aduceți-vă aminte ce v-am spus la unul din pașii anteriori privind folosirea acestor materiale. În cazul nostru, având termoizolația deja protejată printr-o sapă de beton, peste această sapă putem aplica hidroizolația, și anume amorsă, strat de difuzie și două straturi de membrană bituminoasă, un strat armat cu fibră de sticlă, iar celălalt cu armătură din poliester. Apropo, dacă aveați sapa de beton de pantă aplicată sub termoizolație, adică exista termoizolația și apoi în cazul dumneavoastră deodată hidroizolația, atunci în cazul dat trebuia să aplicați strat de protecție prin cașerare cu o membrană autoadezivă, peste care deja se va aplica hidroizolarea, care va consta deja în fie unul, fie două straturi de membrană bituminoasă. În cazul nostru, în al 8-lea rând, deja avem stratul final sau stratul de uzură. Stratul respectiv, în cazul nostru de terase necirculabile, are rolul de a proteja hidroizolația de influența directă a multor factori externi, cum ar fi, de exemplu, razele ultraviolete și altele. Ca strat final se poate de folosit fie un strat de petriș balast sau conglomerate pe bază de ciment, granule minerale de ardezie, plăci ceramice sau chiar nisip gruntos sau chiar și cheramzită la unii am văzut. Dacă anumite porțiuni vor fi circulabile, deja ca strat final pot fi diferite dale de beton, plăci ceramice special pentru acoperișe de genul dat sau chiar gazon verde din pământ și iarbă. Însă deja în acest sens vor fi necesare de adăugat și alte materiale și poate și straturi, ceva poate trebuie de schimbat cu locul, totuși, adică deja aceasta ține de fiecare soluție în parte aleasă. Și cam atât. Aceasta este structura exemplului meu. Dat fiind faptul că am folosit polistiren expandat, trebuie să avem un acoperiș ventilat. Deci folosiți numai decât deflectoare de aer speciale pentru acoperiș, poziționate câte unul pentru fiecare 15-20 de metri pătrați de suprafața acestuia și aveți grijă ca căciula, ca ciuperca lor să prevină cât mai bine pătrunderea apei prin ele. Doresc încă o dată să remarc faptul că aceasta nu este deloc o soluție ideală. Exemple și metode pe internet sunt extrem de multe. Sunt și alte materiale bune care în acest exemplu nu au fost folosite. Mie, de exemplu, îmi place ideea utilizării masticului lichid din bitum. În rusă se mai spune bitumnaia mastică. Aceasta aplicată, de exemplu, peste hidroizolația de bitum, în unul dintre straturi, depinde deja cum merge la dumneavoastră, are un rol imens an de an. Și anume că vara, când se încălzește și deseori acoperișul e fierbinte, aceasta oarecum se dilată și, într-o oarecare măsură, repară singur acoperișul, acoperind crăpăturile și fisurile care peste iarnă au apărut din varii motive. Pare genial, nu? An de an acoperișul singur se repară. Desigur, dacă aplicați masticul respectiv, acesta trebuie să stea într-o structură închisă, deci deasupra trebuie depus alte straturi, de exemplu se pot pune plăci de asbest și peste deja o șapă de beton de pantă, însă sunt și alte soluții. În general, nu uitați nici de rosturile de dilatare, care pot fi necesare și care mai apoi trebuie foarte bine sigilate și hidroizolate. Nu uitați nici de gurile de scurgere a apei pluviare, care apropo mulți recomandă ca în împrejurul lor cumva să punem termoizolație sau chiar să le încălzim. Ce ține de parapet, de acesta pot fi fixate anumite balustrade, nu este nicio problemă, pot fi puse plăci de piatră deasupra sau orice alte soluții să fie folosite în cazul dat. Și în final, eu cred că la unii poate apărea următoarea întrebare. De ce nu am folosit o sapă de egalizare, dat fiind faptul că niciun acoperiș nu are o structură perfect dreaptă, perfect plană? Eu vă răspund în felul următor. În cazul exemplului dat, s-a mizat pe faptul că polistirenul, din spusele producătorilor, vine din fabrică cu o serie de crestături pe una dintre fețe, cu o adâncime de 2/3 din grosimea polistirenului folosit, iar aceasta face ca polistirenul respectiv să devină la nevoie o structură meleabilă și să preia neregularitățile stratului suport. Eu nu am încredere totală în așa soluție, cum nu am încredere totală nici în soluție dacă făceam o șapă de egalizare. Mereu, dacă cinstit, se merg la anumite, cum se spun, mici compromisuri sau se merge pe credința că, uite, totul va fi bine și fără probleme. Care, apropo, după părerea mea, în cazul acoperișilor plane de tip terase, sunt mai multe decât în cazul acoperișilor sărpante. Iată despre dezavantajele cât și avantajele acestui tip de acoperiș o să vorbesc în videourile următoare. La revedere!